în societatea românească există mult scepticism față de istorie și cărțile lor. O cauză a fi faptul că istoria românilor a tot fost rescrisă. Mișcarea națională a răsturnat vechea cultură istorică din țările române. Inițial, comuniștii au combătut masiv această istorie națională. Mai apoi, creatorul epocii de aur a restabilit-o în jurul cultului personalității sale. În anii 90, iarăși a fost reabilitată, însă după modelul din timpul monarhiei. A urmat curentul de demitizare inițiat de boia, unul deosebit de critic, ce susține că istoria națională ar fi inventată ori exagerat. Cu comitent a înflorit comercializarea excesivă. Libertatea de expresie și capitalismul fără limite și principii au inundat piața cu publicații senzaționaliste pseudoștiințifice. Bomboana pe colivă este atitudinea elitistă a multor istorii. În România predomina atitudinea interbelică cu istoria ca monopol al unei clici de înțelepți cu acces exclusiv la ea. Mai multe despre istorici? Aici!